Sloboză-ne gazdă în casă, că de-o sta mai mult pe afară, ne afla la primăvară, când s-or lua troienile și-o înverzi poienile. Și așterne gazdă cu tăte masa roadelor bogate, că-i sara ajunului și în casa românului. Primiți cu colinda! Primim tare! Sloboză-ne gazdă în casă, flor albe de măr, ca afară ploaie de față, flor albe de măr. Gazda noastră bine s-a pregătit. Plecator, 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 ia-i Domnul, ia-i Doamne, de feșoriu, cerchea de feșoriu, ia-i Domnul, ia-i Doamne, colindătoriu, șur colindătoriu, ia-i Domnul, ia-i Doamne, ale.
Te mărim, să
Să fii gazdă sănătoasă, că ai primit colinda noastră, și la anul vom veni numai sănătoși, domnul. Și la anul vom veni numai dacă ne-i primi. La mulți ani! Sănători fericite! Și ne dă un colăcuț florile d'albe, că mămuca n-a făcut florile d'albe, și tădea să n-a avut florile d'albe. Pe când sit-o căpătat florile d'albe, covata i s-o crăpat florile d'albe. L-o sfădit mama pe tata florile d'albe, că n-o revara covata florile d'albe. În covata o lipit florile d'albe, cuptorul nu s-o pornit florile d'albe. Când cuptorul s-o pornit florile d'albe, anul nou și venit florile d'albe. Bravo! Eu aș vrea să vă mulțumesc din suflet că ne-ați produs așa o mare bucurie, o emoție, pentru că bucuria nașterii lui Hristos ne aduce parcă o bucurie mai mare și mai mare, și vedem că pe zi ce trece tinerii încetul cu încetul uită de tradițiile românești ortodoxe, și eu sper ca astăzi ce am văzut și ce am auzit să fie un impuls, un impuls de a renaște din nou tradiția și obiceiurile bisericii în satul nostru. Acum, înainte de a vă răsplăti pentru colindele frumoase, mi-aș îngădui să vă chem pe toți la o colindă, la colinda noastră, cea mai veche colindă, O ce veste minunată, să o cântăm cu toții, și apoi să ieșim afară cu marșul și să servim cele ce am pregătit noi ca și gazdă. O ce veste, 2, 3 și... O ce veste!